Nu mă mai străgi, domnule Drăgan. Dar cum? Domnule Radu, este foarte important să vorbesc urgent cu Radu Drăgan. N-o zi, iute. Mama dumneavoastră. Ce-i bani? Îi mort. O magyar, o bíronok. O magyar, csókold meg sejjened. O bíró, ki? A magyar, nem? Itt, hogy mindenki lászom. Na, szervusz, Reduk. Ce ești așa perit la față? Servus, Ișvan. M-a ținut toată noaptea la post. Am mai fost acolo de când cu accidentul cu mămuca. Accidentul? Ezo, ce-o zis de avocat? Ziceau că o luat o aricidoftorie pe care dacă o amesteci cu cafei, îți oprește inima. Dietu om. Alte ce ele au mai zis? Ziceau că avea niște poptirușuri la el. Dar ziceau că m-au rapelat dacă-i nevoie. Te rog să-mi făgădești că ți-i căzești camionul. Tăt l-au moșcolit iosagurile la ultimul transport. Erau tare de coase. Gândești că știau că le aducem la brișcă. Da, nu-ți fă probleme. Du-te, hodinește-te. Ce m-aș face fără tine, Ișvan? Entudom, necina lec nelchiunet. Ce-ai zis? Nimic. Iertați-mă, domnule Radu, dar trebuie semnate actele de transport pentru București. Nu-i bai. Hai, lontru, Ileana, că așa nu poți dormi. Te gândesc la ce-o vrut să zic avocatul de mămuca. Dar nu vă mai gândiți la asta, că nu vă ajută cu nimic. Nu vreți să vă fac un masaj? Să vă mai relaxați? Ioi, dar bine, Ioi, Leander. Aveți mușchii foarte tensionați. Și mari. Așa. Ioi, fracă bine acolo, așa. Ioi. Hai, Leander. Așa. Aveți nasurile de la sacou de spusut și aveți ședință într-o oră. Haideți că mă duc să rezolv imediat. Bună ziua, capitan Corabul. Caut pe Radu Drăgan. Mureș? Sergent Mureș.
Nu te-am mai văzut din Afganistan. Te-ai îngrășat. Un pic. Am auzit ce s-a întâmplat cu echipa ta. Îmi pare rău. Eu între timp m-am mutat la poliție. Măcar aici nu sunt teroriști, nu? Și chiar așa a fost, cum scria în raport, că trebuia să-i acoperi pe toți și te-ai înnecat cu un Kürtosh Kolak? Și câți au murit? Parcă 7, nu? Bine că ai scăpat. Tu nu drăgani pe aici? Uite, te rog să-i dai cartea mea de vizită și să-i spui să mă sune. O să-l aștept diseară în parcarea din centru. E foarte important să mă sune. Foarte important. Vorbesc serios. Foarte important. Important, important. E... wow! Sunteți obosit. Relaxați-vă. Mă descurc. Tu știi mai bine. Știți, nu v-am spus până acum, dar asemănați foarte mult cu răpăsatul meu soț, Esteban. N-am sărăcie. Dar ce-o pățit? A plecat acum 3 ani la vânătoare și nu s-a mai întors. L-am iubit foarte mult. Mă făcea să mă simt specială. Și eu mă chinzuiesc să o fac pe muierea mea să se simțească mai decilind. Mai specială, cum zici tu, da. Nu pe mă descurc. Dar poate că nu-i vina dumneavoastră. Și doar nu știa să aprecieze un bărbat adevărat. Radule, trebuie să vorovim. Posmeg! Porcule! Și Amunia! Eștele! Suntem urmăriți. O persoană pe care o știți de foarte mult timp. Ioi! Cine? Posmeg! Porcule! Laszlo! Tată socrule! Nu-i cum ți se pare, ce ești? Am te căzut ca mioși... Io! Ești nem! Oh! Stați că nu-i domna așa! Ce nu-i așa? Că fata mea e cu pântecul la grumaz cu pruncul tău și tu te coți la măsele cu secretara! Nu e așa! Ileana mi-a cosut un bumb la căbat și când se rupă spăma, o picat pe mine. Ce se rupă? Spăma. Spăma. E! Spăma. Ce-i aceea? Spăma. Nu am și voi. Spăma. 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 Ața! Ioi, țerna! Așa, spăma! Da, e adevărat, nu a fost niciun sărut. Pur și simplu eu i-am rupt ața, am căzut pe el și Radu... Domnul Radu m-a prins. Eu m-am educat la Samosujvar, la pușcărie, ca să știu când îs prostit și când ne-am prostit. Și Amunia
ne-am prostit. Iertare. Dragan. Capitane, m-am înfricat. De ce m-ai chemat aici? Lucrurile sunt mai complicate decât credeam. Suntem urmăriți. Și aici, în câmp deschis, nu sunt colțuri unde să se poată ascunde. Da, e șutic. Așa, și cine să se ascundă? O persoană pe care o știți de foarte mult timp. Ioi, cine? Cineva la care țineți foarte mult. Cine? Cineva care știe un secret care v-ar putea ajuta să descoperiți că... Ce diavol să petrecu? Citentul. Mașina. Așa, zi! Mama ta. Contul. Ce cont? Banii firmei. Gheorghe Funar. Eram la fugit și am auzit un pușcătură de calibru 45. Ce-i baiul? Nu mai pricep. Nimnicuță.